Poliția locală Pitești a reușit să prindă 5 tineri din Curtea de Argeș care aveau în posesia lor mai multe pliculețe cu substanțe halucinogene, posibil ecstasy. Cei 5 tineri, cu vârste în jurul la 20 de ani, au fost prinși chiar în centrul Piteștiului. Conform purtătorului de cuvânt al Poliției Locale Pitești, Bogdan Aristănțoiu, polițiștii au sesizat că în parcarea de la hotelul Muntenia o mașină bloca alte autoturisme. La un moment dat, din mașină a fost aruncat un rucsac suspect și autoturismul a plecat în trombă, fiind însă urmărit de polițiștii locali. Tinerii au fost opriți după câteva sute de metri și speriați au aruncat din mașină mai multe pliculețe cu substanțe suspecte. Cei de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate au făcut cercetări la fața locului, în mașină fiind găsit și un pistol cu aer comprimat. Tinerii au fost reținuți pentru mai multe cercetări. Un echipaj aflat în misiune, în zona parcării Muntenia, a depistat că dintr-un autoturism aflat în fața echipajului s-a aruncat pur și simplu un rucsac, autoturismul respectiv demarând în trombă. Colegii mei, după aproximativ 200 de metri, au reușit să-l oprească. În interiorul autoturismului, aflându-se 5 tineri, destul de vizibil speriat, să spun așa, la vederea agenților poliției locale. Mai mult decât atât, din sub autoturismul respectiv s-au depistat 3 plicuri cu substanță cel puțin, să spunem, suspectă. Tocmai de aceea i-am anunțat imediat și pe colegii de la Poliția Națională, care vor stabili circumstanțele și tot ce s-a întâmplat mai exact. Din câte știu eu, un pistol de tip airsoft, da, din câte știu. Dar v-am spus, colegii de la Poliția Națională știu mai multe, dânsii se ocupă de anchetă în momentul respectiv. Sunt tineri, majoritatea în jur de 20 de ani, da? Și din câte am înțeles, sunt din municipiul Curtea de Argeș.